Bună ziua, bine ați venit la Pomicul în Albac. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o insectă numit puricile melifer. Puricile melifer întărim în special la păr. De ce vreau să vă explic acest lucru? Părul, dacă nu este tratat de această insectă, în 2-3 ani moare. Haideți să vorbim despre puricile melifer. El trăiește ca adult, iernează ca adult, pe scoarță, pe ramuri, pe pom în general. Primăvara de vreme, el se deplasează și depune ouăle pe pom. Deci la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, el se deplasează și începe să depună ouăle. Unde depune el ouăle? Deci le depune așa. Pe la lăstarii tineri, uitați cum este aici așa, pe lungimea lui, pe vârful lăstarului sau pe un mugure. La baza mugurelui, pe aici undeva, vedeți? Pe aici undeva, îi depune așa, haotic, deci nu grupat. Bun. După 15-20 de zile, iese larvele. Larvele înceapă lăstarii, înceapă mugurii, mai târziu apar frunzulițe, înceapă și frunzulițele. După ce înceapă, ei se hrănesc cu seva pomului și atunci excrementele lor vor umple atât suprafața lăstarului, cât și suprafața frunzei și a fructelor mai târziu, o altă generație. Aceste excremente au o culoare deci nu sunt colorate, sunt transparente. El se numește roa de miere. Acest lichid favorizează creșterea, dezvoltarea ciupercilor, care dă mai departe ocazia să formeze boli fumagine. Aceste boli fumagine sunt sub formă neagră, ca o cenușă de culoare neagră, care copre toată suprafața lăstarului sau a frunzelor, a florilor și în urma acoperirii el sufocă lăstarul frunza, nu mai are aer, lăstarul se îndoaie așa, vedeți, în forma asta, frunza se răsucește, floarea la fel și în final vor pica. Când pică frunza, se ustucă lăstare, pomul deja a intrat în suferință avansată. 2-3 ani fără tratament, pomul se usucă în integrum, adică de sus până jos, moare tot pomul. Și acum haideți să vedem ce facem, ca să nu ajungem în situația asta. Se fac 3 tratamente minim. Primul tratament se face la sfârșitul februarie, începutul martie, când începe să depune ouăle. Atunci ca să prindem adultul în timp ce depune ouă. A doilea tratament, după 15-20 de zile, când au început să miște larvele, când au început să înțepe, le-am prins acolo. Al treilea tratament, după ce au început să dezvolte fructe. Avem fructe pe pom. Al treilea tratament. Este foarte important să facem aceste 3 tratamente. Care sunt tratamentele acum, să știți? Fiecare tratament trebuie să conțină neapărat un acaricid sau insectoacaricid, nu știu cum îi spune exact, dar e vorbit de un acaricid în principiu. Este vertimec. Amestecăm acest vertimec cu un insecticid care se numește coragen. Al doilea tratament, folosim iar vertimecul, dar îl asociem cu un alt insecticid, de exemplu carate. Iar în al treilea tratament, tot vertimec folosim și îl asociem cu primul insecticid, adică cu coragen. Dacă a făcut aceste tratamente, pomul este în siguranță. Despre alte boli și alți dăunători vom vorbi în episoadele următoare. Vă mulțumim, la revedere!